Împărțiți numărul 360 în 3 părți. Pe 360. Să-l împărțim în 3 părți. Să-l împărțim. În 3 părți. A. A. Direct proporționale cu numerele 7, 12. Deci în cele 3 părți A, B și C. Da. Încât direct. Mulțimea A, B, C să fie direct proporțional. Cu numărul 7, 12, 17. 7, 12. 17. Și B, invers proporționale cu numerele. Asta e o primă variantă. Da. Și pe urmă, și la două B, probleme. Da, tot pe 360. Să-l împărțim în 3 părți. Invers proporționale cu numerele. Așa cât A, B, C să fie invers proporționale. Cu numerele. 0,25. 0,1 perioadă 6. 0,1 perioadă 6. 0,1 1 perioadă 6. 1 nu în perioadă. 6. Da. 6 în perioadă. 6 în perioadă, da. Așa îți dictăm. 0,1 6 în perioadă și 0,125. 0,125. Deci să mai citesc o dată. Să-l împărțim. Să-l împărțim pe 360 în 3 părți. Lucrează. Lucrează. Dă-i drumul. Așa. Ce înseamnă asta? Păi ar desemna că A plus B plus C ori 3 egal cu 360. Dar nu sunt 3 părți egale. Deci A plus A și B și C dacă îl... 360 îl împărțim la 3 părți. Și atunci A și B și C... Da. Și nu poți să fac A plus B plus C ori 3 egal cu 360? De ce ori 3? Explică. Pentru că au zis că în 3 părți. Dar nu zici că e egale. Nu, nici măcar, nici măcar când ar fi egale, nu înțeleg de ce zici. Ori 3. Ori 3. Pentru că sunt 3 părți, adică 360 împărțit la 3. Adică așa, o parte, altă parte mai mare, altă parte și mai mare. Nu? Toate împreună fac 360. Doar că toate, adică A plus B plus C. Atât? Deci faptul că spune că pe numărul împărțim în 3 părți, notate de noi A, B și C, înseamnă că A plus B plus, B plus C egal cu 360. Deci asta ascunde asta. Asta ascunde autorul. Faptul că împărțim în 3 părți nu egale, ci diferite, notăm prima parte cu A. Asta e prima parte. Asta e a doua parte. Și asta e a treia parte. Ele adunate fac 360. Nu te-ai fi gândit. Asta ascunde. Minunat. Da. Îl împărțim la 3, da. Ca să fie părți egale, dar nu zice nimeni că sunt egale. Sunt diferite. A plus B plus C egal cu 360. Asta înseamnă. Hai să vedem. De ce nu te-ai fi prins? Care ar fi fost motiv? În 3 părți necunoscute. Una e A, alta e B și alta e C. Despre cele 3 părți, A, B și C, necunoscute, mai e o informație, că ele sunt direct proporționale cu numărul acesta. Asta ea știe, nu știe asta, să spune. Da, da, dar mai că aici nu ar însemna că A ori K egal cu B ori K. Adică 360 dacă împărțim la 3, asta. Ea vrea să mă împartă la 3 și gata, domnul. Da. Da, n-am înțeles de ce e A plus B plus E la 3. Mai e membra. Nici nu mai înțeleg de ce e ca 360. Chiar așa de bine. Nu vii clar asta, nu? Păi, ții da, nu? Deci împărțim, împărțiți numărul 360 în 3 părți. Asta e mulțimea. Da? Mulțimea. Și o parte în 3 grămezi mai. O grămadă, o altă grămadă și o altă grămadă. În 3 grămezi. Da? În 3 grămezi. Nu știu cât sunt. Dar am împărțit-o în 3 grămezi. Cert este că cele 3 grămezi adunate fac grămada la început. Adică e numărul 360. Numărul 360. Și așa am împărțit în 3 grămezi numărul acela, sau numărul acela am împărțit în 3 părți. Una, două, trei, dar nu știu cât de mare este, cât e valoarea. Aia nu trebuie să-l împarți la 3, că nu zici că se egale, dacă zicea că se egale, da. Da? Deci asta am făcut. Am împărțit. Prima parte o notăm cu A. Hai să facem așa. În 3 părți. Prima parte am notat-o cu A. A doua cu B. A doua cu B și a treia cu C. Deci acestea sunt cele 3 părți, A, B și C. Prima observație ar fi că A plus B plus C este egal cu 360.
Așa este. Am o vorbă și mă gândeam că zic vin și eu. Deci A plus B plus C fac 360. Și acum, despre cele trei părți, avem directă proporționalitate. Da? Directă proporționalitate. Ce înseamnă? Că A pe 7 egal cu B pe 12 egal cu... Asta este. Deci asta este echivalentă. Cu precizarea că A supra 7 egal cu B supra 12 și egal cu C supra 17. Adică 360 supra 36. Și egal mai departe la proporții derivate, știm din anul, de anul trecut, că egal cu suma numărătorilor pe suma numitorilor. Fiecare din la parte. Putem continua egal mai departe cu A plus B plus C supra 7 plus 12 plus 17 și cum A plus B plus C fac total suma 360, deci egal cu 360, totul supra 19 și cu 7, 36. Da. Și egal cu 10. Deci A egal cu 70, B egal cu... Și acum întoarcem. A pe 7 egal cu 10, adică A egal cu 70. B pe, pe 12 egal cu 10, B egal cu 120, și C pe 17 egal cu 10, de unde C egal cu 170. Și astea sunt părți, cele trei părți, A, B și C. Da. Suma lor este 360, dacă le adunați. Și ne mai dăm și inversa proporționalitate, de ce dacă ne duceam? Adică vreau să știu, A e, nu e A, e A1, nu? Și A2 e A2. Și A egal cu A1 plus A2? Deci, o altă situație, o altă situație a problemei, de o altă variantă, punctul B. Deci am terminat punctul A. Nu, eu am avut o problemă așa și de-aia. Nu, Miruna, n-are nicio treabă cu problema aceea. Ăsta e punctul A și l-ați rezolvat. Nu mai am văzut pe cinci cu totul. E, dacă ați lucrat-o la clasă, ce vrei? Ia să urmăriți. Deci, suma C a fost împărțită în trei părți. Și având în vedere că părțile au fost direct proporționale cu numerele 7, 12 și 15, am găsit pe A, B și C. Aceeași sumă de 30, de 360, o împărțim acum tot în trei părți, notate tot deci cu A, B. Deci punctul A și punctul B n-au legătură. Sigur că da, da. Punctul A s-a rezolvat, la revedere, problema e pusă deoparte. Acum facem punctul B. Și punctul B. Aceeași sumă, deci A plus B plus C fac tot 360, dar acum numele așa sunt invers proporționale. Adică A ori 0,25 sau 25%? Da, 25%. A ori 25%. Vorbește de rău, dacă ai început. Deci A egal cu 25 supra 100, B egal nu cu... Nu B. Mai. Egal cu A ori. B. A egal cu B ori... Cât era? 16 pe 9. 16 pe 9. Ce? Minus 1. 15. De care se scade partea neperiodică. Și se scrie tot. Da. De care se scade partea neperiodică. Minus 1. Pe 90. Supra 90. De ce ai zis tu 16 pe 90? Ai zis un 6. Da. Pe și ai pus un 9 pentru el. Da. Și pentru unul ai pus un 0. Dar noi asta alegem. Nu? Se scrie tot grupul periodic și neperiodic. Din care se scade partea neperiodică. Supra atâția de al din nou câte cifre sunt în perioadă, da. Urmat de atâtea zerouri câte sunt în partea neperiodică. Da? Așa să fie, să nu mai fie altfel, dacă mai facem greșeala aceea, egal cu costă. Egal cu ce ori 125? Da. Supra? Supra cât mai? O mare. Supra cât ai? 1000. 1000. 1000 mai, mai sigur fi. Ai zis om... O, și-ai murit. Echivalent. Nu aveți și om. 25 pe 100 ziare. 25 pe 100 se simplifică prin 25. Prin 25 și ne dă 4 cu 4. A pe 4 egal cu? A pe 4 egal cu B
15 pe 90 se simplifică exact prin 15 și ne dă parcă 1 pe 6. 1 pe 6. B ori 1 pe 6, adică B pe 6. B pe 6. Și egal cu? Cu C supra, o prin 125. Mm-hmm. Și ne dă 1 pe 8. De 8 ori. 8 ori câte 125, de 8 ori câte o să fac 800, de 8 ori câte 25 fac 200, deci facem, într-adevăr, C pe 8. Și egal cu A plus B plus C. Deci egal mai departe cu A plus B plus C. Supra 4 plus 6 plus 8. Pe cât adică? 18. Așa mai adună ceva. Și egal cu 360 supra 18 se simplifică, cred că prin... Direct în 18. Direct? Nu cred că... Și ori se simplifică și ori nu. Exact prin 18. 20. 20. Și egal cu 20. Și atunci avem A pe 4. A pe 4 egal cu cine s-a de A? Cu 20. Egal cu 20. A egal cu 80. Da. B pe 6 egal cu 20. B egal cu 120. Da. Așa. Și C pe 8 egal cu 20. Unii C egal cu 160. Da. Și câtă problemă? N-ai tu făcut-o pe asta? Da. Mai am una, după căsă. Da. Vreau să mai insist un pic aici, să vedem unde au fost chestiunile de obiceiuri. Faptul că n-a știut ce înseamnă inversa proporționalitate și iată, aici transformarea unui număr periodic mixt, în fracție ordinală. Mai insist încă o dată. Dacă ați avut 3,217 în perioadă. Cu cine este egal, Miruna? Cu 3217 minus 32 pe 900. 3217, din care își vedem tot grupul de cifre din fața grupului periodic. Minus 32 supra 2 de 9. Și urmat de atâtea zerouri cât de... Așa e bine? Da. 990? Sigur? Da. 9900. Nu. 2 din 9 că sunt 2 din 9. 2 din 9, da. Și un 0. Și un 0. 990. Da. Dar de ce nu 2? Pentru că este o singură cifră după virgulă, care nu este perioada. Asta este. Asta e grupa de cifre care nu se repete. Mă, dar mai puteai să scrii 3 întregi, domn profesor? Și 217 minus 2 supra 990. Deci tot atâta de bine era 3 întregi. Bine, mai bine de la Udi, Adi, nu înțeleg. 3 întregi, Adi, și 217 minus 2 supra 2 de 9, urmai la sigur 0. Deci clar, și acum că se înmulțește, s-a ajuns la aceeași lucru. Păi, cum te-a să mă aduce, ce ai făcut? Da, deci acest lucru te-ar fi afectat. De asemenea, 0,25, 125 să spunem, să spui că 125 supra 1000, ai zis nu erai sigur. Da, am zis 1000. Ai zis 1000 pentru tine. Da. Pentru mine, da. Clar că te zice mare avem, ați spune supra. Vă afectează foarte dur dacă nu știți lucrurile și astea elementare. Greșiți, mă rog. Am o problemă, domnule. Te rog. Am șez. Da. Se amestecă din greșeală. Da. 4 kg de bomboane. 4 kg de bomboane cu prețul de 2,5 euro. Cu prețul de 2,5 euro. Le amestecă din greșeală cu 5 kg de bomboane cu prețul de 3,4 euro. 5 kg. Da, de bomboane cu prețul de 3,4 euro. Deci l-am amestecat din greșeală. Da. Ce se face? Cu cât trebuie vândut un kilogram de amestec pentru ca în final să se încaseze aceea sumă ca în cazul vânzării bomboanelor neamestecate. N-am înțeles nimic. Mai ușor. Deci se amestecă 4 kg de bomboane cu prețul de 2,5 euro. Din greșeală le-a amestecat vânzătoarea cu 5 kg de bomboane cu un preț mai mare. Măi, eu greșit. Ce să facem? Da. Cu cât să vând eu, cât să vândă vânzătoarea acum kilogramul de bomboane amestecate, cu cât să vândă kilogramul, ca să încaseze la final aceea sumă. Ca în cazul în care le-ar fi vândut
Fără să facă greșeală. Ia să vedem, înainte de greșeală, cât ar fi casa? 2,5 kg ar fi 25 pe 10, împărțit la 4. Cât ar fi încasat în total? Ah. Nu, la primul ar fi 25 pe 10 împărțit la 4. Un kilogram egal cu 2,5 împărțit la 4. Păi 4, da, mai citim, mai citesc, da. Deci se amestecă din greșeală 4 kg de bomboane cu prețul de 2,5 euro. 4 kg cu prețul kilogramului? Da. Pe kilogram. 4 ori 2,5, 10 euro ar fi încasat pe ele. Deci, dacă le vindea normal. 4 kg cu prețul kilogramului. Așa. Cu 5 kg de bomboane cu prețul de 3,4 euro. Pe kilogram, adică 5 ori 3,4. Ar fi încasat. Deci, suma înainte de amestec. Da. Dacă nu le-ar fi amestecat. Ar fi fost 4 ori 2,5 plus 5 ori 3,4. Bine, euro la final. Da? Deci este egal cu 10. 10 euro plus 16. Nu, 17. 5 ori 3, da? 17 euro. Și face 27 euro. 27 euro. Și cine deci atât trebuia să încasez eu dacă le vindea separat. Da. Iar deci, din greșeală, vânzătoarea le-a amestecat. Deci, 27 împărțit la 9. Acum 27 împărțit la 9, suntem prețul pe un kilogram de amestec. Da. Deci la un kilogram de amestec înseamnă că 27 3 euro. 27 împărțit la 9 egal cu 3 euro. Deci ar fi trebuit să vândă amestecul cu 3 euro. Simplă a fost problema. La nivelul clasei a 4-a, hai să zicem așa. Că poate fi făcut. Era de 3 step. Păi chiar e de 3 step. Păi exprimarea. De 3 step. Deci, ați fi știut o faceți, da? Nu. Ați fi știut, nu? A, asta da, dar exprimarea. Acolo, cu 4 kilograme, cu 1 kilograme. Cu alte cuvinte, ce? Nu? Exprimarea. La ce trebuie să fim atenți? Să citim o problemă cu foarte multă grijă. Să vedem rar, atent, cu virgulă cu tot, să citește problema. Și zice așa. Miruna, tu ai fost aici depășită pentru că te spuneai că e prețul total. Da. Păi, când zice se vând 4 kg cu prețul ăsta, se înțelege că pe kilogram e prețul ăsta. Da? Și se vând celelalte cu prețul acesta, înseamnă pe kilogram. Când le amestecă, cu cât ar trebui să vândă kilogramul, așa spune acum, cu cât ar trebui să vândă kilogramul, e clar că la prețul ăsta de înainte, la 2,5 s-a referit pe kilogram. Am cap pe discuție. Deci, ca o observație pentru tine, că ai niște momente de slăbiciune. Deci, stai pe deasupra problemei și nu citești cu atenție. Și ratezi problema pentru că nu ai înțeles-o bine. Ce anume se dă, ce se cere. Ca la geometrie. Să dau lucrurile așa și să-ți cere asta. Aici, la probleme de pus în ecuații, ce se cere se notează cu un necunoscut. Mai înainte, la numerele cele A, B și C, sau cel numele A, B, C, cele trei părți, le-am notat cu A, B și C, cele trei părți al 360. Da, poftim. Media aritmetică a 100 de numere. Deci A1 plus A2 plus puncte, puncte, plus A, nici 100. 100 de numere. Am uitat cu A1 la 2, 100. Este 33,4. Supra 100. Asta înseamnă media aritmetică. Uh-huh. Aici se testează autorul dacă știm ce înseamnă media aritmetică. Uh-huh. Deci cele toate adunate, supra câte sunt ele, egal cu cât media? 33,4. Iar unul dintre numere este 370. Unul din ele. Unul din ele. Deci AI egal cu 370. Determinați media aritmetică a celorlalte 99 de numere. Să vedem media aritmetică a celor 99. Păi avem că A1 plus A2 plus plus A100 egal cu 3340. Da? Deci a dus la aceeași numitor? Da. Suma lor toată. Deci A1 plus A2 plus puncte, puncte, plus A100 egal cu 33,4 ori 100, să face 3, 3,
340, da. Zici bine. Da. Și amplificat, practic, combinat. Da, și a produs mediu. A1 egal cu 370. Nu spune A1, una din ele. Una nici, contează. Să zicem că A1, da? Da. Asta este 370. Da. Și zicem 370 plus celelalte adunate, A2 plus A, puncte, puncte, plus A100. Egal cu 3340. Cel ce vrea să aflăm? Media aritmetică a celorlalte 99. A, păi A2 plus A plus puncte, 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 A100 egal cu 3340. Deci A2 plus A3 plus puncte, puncte, plus A100. Egal cu 3340 plus 370, adică... Fă pe calculator, că mai puțin de bani. Deci 3340 minus 370, care fac 970. 2970. Și media aritmetică a lor va fi A2 plus A3 plus puncte, puncte, plus A100 supra 99, că a dispărut A1. Supra 99 egal deci, cu... Deci, media aritmetică înseamnă să împărțim totul aici prin 99, nu? Și egal la sa prin 99. Deci 2000 era... 970. Tot prin 99. Tot prin 99. Și atunci vedem media aritmetică prin 99. Prin 99, da, prin 99. Și atunci... Așa, deci știa să faceți așa. Da, asta da. Și pe asta s-o împărțiți prin 99. Și asta nu, asta nu, că 99 nu. Nu m-aș fi gândit. Ba da, cum să nu? Păi da, dacă trebuie valoarea... Dacă toată suma era 2970, atunci media aritmetică înseamnă să împărțim egalitatea asta la 99. Și pe una și pe alta. Tu spuneai împărțirea la 99 și era 2970. Și apoi ce facem? Greșit. Facem împărțirea asta. Și aflăm exact cât. Păi 2970 împărțit la 99. Pentru că media aritmetică înseamnă partea dreaptă, partea stângă și acolo împărțirea. Și dă de exact. 2970 pe 99 ori 99. Nu, dragă. Cum să fie ori 99? Păi aia e media aritmetică. Asta e media aritmetică. Deci media... Capiș. Hai să mai facem o problemă. Dragă, media aritmetică înseamnă ce e în partea stângă. Am înțeles, capiș. Da? Și acolo cu ce e încurțirea, ca să vedeți exact cât este. Noi mai avem timp, suntem pe timpul nostru, copii? Da, și 28 este și 28. Deci poți să le mai dau una două provesti? Da, să vedeți, să mai gândim o problemă. Acum vă dau. Determinați trei numere raționale A, B și C. Deci găsim A, B și C, știind că îndeplinesc simultan condițiile. C este de 11 ori mai mare decât B. C egal cu de 11 ori, ori mai mare decât B. A este jumătatea lui B. A egal cu B pe 2. Și media aritmetică a celor trei numere este... Adică A plus B plus C. Pe 3. Este 29 de 3 și 1 pe 6. Asta e fain. Egal cu 29 și 1 pe 6. 29 de 3 și 1 pe 6. Îți introducem întregi în fracție. Da. Sau să amplificăm aia cu 3. Amplificăm cu 3 resele. Și asta ce înseamnă? A plus B plus C este egal cu... Supra 3, să zic, lăsați deocamdată așa, supra 3, egal cum ai zis, 29 ori 6 plus 1, face 6 ori 9, 54, deci va fi cu 1, 5, 6 ori 2, 12, și cu 5, 17, nu? Da, 175 va fi, da. Supra 6. Mm-hmm. Și aici amplificăm cu... 3. Cu... Prima cu 3. Cu 3, cu 2, nu? Cu 2, ci cu 3. Și o să avem așa, 2A plus 2B plus 2C. 2 pe lângă A plus B plus C. Egal cu 175. Da. Adică A plus B plus C egal cu 175 pe 2. Iar C-ul știu cât este. C-ul este 11 B. Pe loc de C pun 11 B. 11 B. În loc de A pun B pe 2. Și acum apare cum o relație în A. Și în B, pardon. Și da, pe cam B, așa ar trebui să lucrați. Hai să vedem aici ce spunem sinteza, aici. Nu? Sinteza, da. Bun. Păi, pro
probleme recapitulative. Am făcut așa. Probleme care te preocupă e cu 1. E cu ați. De grad. Cum 2. Am făcut probleme care se pun în ecuație. Da. De nu mă pot să mai scot. În ecuație. 3. Directă proporționalitate, inversă proporționalitate. Proporționalitate. Și inversă. Proporționalitate. Apoi proporționalitate. Hai, dă, nu. 4. Operații în Q, operații în Q, și în Z. Da? Operații în Q, dar și negativ ne vrea. Operații în Q. Cam asta. Să le spunem prietenii noștri. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Profana și vă dorim o seară plăcută. Like și share. Nu uitați de like și share, dacă nu vrei să fii comentat.